Grupul de hackeri Anonymous afirmă că a spart bază de date a Ministerului Rus al Apărării după ce anunțase o ofensivă împotriva Rusiei ca reacție la invadarea Ucrainei. If tensions continue to worsen in Ukraine, then we can take hostage. Industrial control systems. Sole party to be blamed if we escalate on that will be the same one who started it in the very first place with troop buildups. Anonymous a oferit și o adresă electronică la care puteau fi văzute documentele confidențiale ale ministerului, dar aceasta a devenit repede inactivă. Hackerii au retras de pe Twitter și postarea prin care își anunțau succesul. Grupul de presă Russia Today a anunțat că a fost și el ținta unui atac cibernetic. Anonymous a afirmat ulterior că a scos temporar din funcțiune chiar site-ul oficial al Kremlinului, care într-adevăr era inaccesibil în această dimineață.